harul măreț de care avem parte. Vă invit să deschidem Scripturile la Evanghelia după Matei, capitolul 6, și vom citi câteva versete, începând cu versetul 25, textul care este rânduit pentru dimineața aceasta, spre învățătura și motivarea noastră din partea Domnului prin Scriptură. Matei, capitolul 6, versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijindu-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru, cel ceresc, știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Am bucuria de a fi din nou cu dumneavoastră în dimineața aceasta la închinare și mulțumesc Domnului pentru acest har și pentru această posibilitate. Și cu ocazia aceasta dați-mi voie să vă transmit salutări sfinte, în primul rând din partea fraților, surorilor din Republica Moldova, cu har, pace și binecuvântare. De asemenea, vă aduc salutări sfinte din partea fraților de aici din Statele Unite, biserici românești pe care le-am vizitat în ultima perioadă, în această călătorie de toamnă pe care am efectuat-o și astăzi, fiind ultima duminică, o petrec aici cu dumneavoastră la Elim, iar peste tot pe unde am fost, frații au zis, unde vei mai merge? Salută în numele lui Iisus Hristos pe frații noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am obligația de fiecare dată să vă aduc nu doar salutări, dar și vești bune și frumoase din partea bisericii care are o legătură aparte cu Elim, Atlanta, Biserica Iisus Salvatorul din orașul Căușeni. Ei vă iubesc, vă cinstesc, se roagă pentru voi și vreau să vă spun că Domnul îi binecuvintează. Câteva săptămâni în urmă au avut un botez în apă la care 7 persoane, toți veniți din lume, au mărturisit credința în Domnul Iisus Hristos. În aceste 7 persoane au fost 2 familii relativ tinere, 2 cupluri și apoi încă 3 tineri, oamenii pe care Dumnezeu i-a căutat, oamenii pe care Dumnezeu i-a chemat, oamenii care au înțeles mântuirea. Și am vorbit cu frații de acolo, am vorbit cu fratele Eduard și spunea, avem o bucurie deosebită să vedem modul în care Domnul binecuvintează. Biserica din Căușeni, vă mai spuneam, a devenit un centru pentru zona respectivă și Dumnezeu este Cel care îi folosește. Și anul acesta s-au implicat în lucrări deosebit de mari, lucrări de evangelizare, evangelizări pentru copii, evangelizări pentru maturi, tot felul de lucrări.
Și faptul că la vremea potrivită ați găsit de cuviință să puteți fi alături de ei și să fie înălțat acolo acea casă de rugăciune despre care mie îmi place să spun, acestea vor rămâne și vor sluji până la venirea Domnului Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Dragii mei, aș vrea în ziua aceasta să dăm voie cuvântului lui Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Știți, noi trebuie să recunoaștem că uneori spunem și suntem cei care obișnuim să spunem, ne place poate să spunem, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și chiar folosim textul din Scriptură prin care ni se spune că este inspirată, este insuflată de Duhul Sfânt și toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt, însă uneori sunt anumite texte din Scriptură pe care am vrea să le ocolim și dacă nu ar fi fost rânduit astăzi de conducerea bisericii textul acesta, trebuie să mărturisesc că poate nu mi-era chiar la îndemână ca eu să aleg un anume text de felul acesta. Asta este realitatea și le spuneam la frații cu care am petrecut acea sâmbătă la cursul din cadrul școlii Sola Scriptura, când am vorbit tocmai despre predicare, că toți predicatorii au ispita aceasta să ocolească unele texte din Scriptură. De ce? Pentru că s-ar putea și noi ne gândim la fenomenul acesta, nu cumva să deranjezi pe cineva. Asta este una dintre problemele noastre și vă spun și mă deschid în fața dumneavoastră în numele tuturor celorlalți predicatori. Spuneam că am ales odată pe când păstoream ca pastor principal biserica, am ales să predic cărți întregi la rând, verset cu verset, neștiind ce urma să mi se întâmple. Și am ajuns să predic 1 Timotei și mergeam verset cu verset, capitol cu capitol și era bine, mai ales Timotei, Tit, sunt epistole pastorale, sunt învățături practice de zi cu zi în viața bisericii și capitolul 1 și 2 și 3 și 4 și am mers cu capitolul 5 până la versetul 16 și toată biserica și eu eram bucuros de modul în care Dumnezeu revărsa har prin predicarea cuvântului Său. Dar când am ajuns la 1 Timotei 5 cu 17, m-am blocat și am zis, asta eu nu pot predica. Cum să predic eu asta în biserică? Nu pot să predic, dar am anunțat că voi predica. Am spus că voi predica atunci toată epistola 1 Timotei. Cum să predic acum 1 Timotei 5 cu 17? Și nu-i așa că v-am făcut curioși? Văd că unii deja au luat Biblia. Sigur că da, și mă bucur că v-am făcut curioși. Și 1 Timotei 5 cu 17 spune prezbiterii care cârmuiesc și cei ce se îndeletnicesc cu învățătura să fie învredniciți de o îndoită cinste. Am întrebat zeci de pastori, sute de pastori cu care am părtășie, cu care discut, și am spus, când ai predicat ultima dată textul ăsta? Și mi-au zis, niciodată. Niciodată, nu că ultima dată. Și mi-a fost greu atunci. Dar m-am dus acasă, m-am rugat, am stat înaintea Domnului și am spus, Doamne, trebuie să predic, este cuvântul Tău. Și am pregătit acel mesaj atunci și am venit în fața bisericii și am spus, fraților, este una dintre cele mai grele predici din viața mea, dar voi încerca să uit că sunt pastorul vostru, le-am spus atunci în acea zi, și aș vrea să fiu acel predicator despre care vorbește Timotei în 2 Timotei, ca unul care n-are de ce să-ți fie rușine, zice, tu trebuie să fii un lucrător, îi spunea Pavel lui Timotei, de care n-are de ce să-ți fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului.
Și am spus, voi încerca să împar drept cuvântul adevărului și să spun ce spune Scriptura. Că asta este problema noastră. De multe ori noi vrem să spunem ceea ce avar vrea oamenii să audă. Însă aș vrea să spun ce spune Scriptura și Scriptura asta spune astăzi. Dacă voi între voi vă cinstiți, așa, frate, soră, cunoscut și așa mai departe, când e vorba de slujitorii bisericii, Domnul spune asta. Și s-a terminat predica și au venit la mine mulți frați și surori plângând și au zis, frate, mulțumim frumos, nimeni niciodată nu ne-a spus lucrul acesta. Dar, dragii mei, pentru astăzi de asemenea avem un text foarte simplu. Domnul Iisus Hristos vorbește despre un subiect atât de greu, într-o modalitate simplă, încât simplitatea îți produce complexitate. Îngrijorarea, despre îngrijorare, când citim și am citit versetele acestea, putem vedea că aici se vorbește despre îngrijorare. Apropo, tot mi s-a dat ca să predau cursul despre predicare și frații cărora le-am predat cursul trebuie să dea un examen. Dar de fiecare dată așa s-a întâmplat că eu a trebuit să dau examenul înaintea lor întâi de predicare și astăzi ei mă vor urmări și își vor face notițe. Despre asta vorbește cuvântul Domnului aici, despre îngrijorare, însă ca să putem să limităm și să putem înțelege ce anume vrea Domnul să ne vorbească, tema am intitulat-o, cum să birui îngrijorarea. Trebuie să recunoaștem că toți avem problema aceasta, toți trecem prin asemenea momente, toți avem experiențe de felul acesta și ar sta întrebarea cum, Domnul vine, ne spune în textul acesta, cum să birui îngrijorarea. Însă, până când vom intra în textul propriu-zis, eu aș vrea ca să vă prezint modul cum văd eu versetele acestea așezate în predica Domnului Iisus Hristos, pentru că aici se găsesc versetele acestea în faimoasa predica Domnului Iisus Hristos, numită predica de pe munte și câțiva ani în urmă am fost marcat o perioadă destul de lungă de timp de predica de pe munte. Făceam ce făceam, citeam prin Biblie, mă duceam într-o parte, mă duceam în alta, mergeam în Vechiul Testament, mergeam în epistole și iar reveneam la predica Domnului Iisus Hristos de pe munte și atunci am putut ca să o structurez pentru că textul nostru de astăzi, noi, în minutele care urmează, vom încerca să-i dăm o oarecare structură și să putem pleca acasă cu ceva învățătură, însă textul ăsta nu este izolat aici, el se află într-o predică pe care evanghelistul a consemnat-o în trei capitole, 5, 6 și 7. Și eu am încercat să structurez întâi de toate toată predica aceasta de trei capitole și am descoperit că în primele versete, din capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 12, Domnul Iisus Hristos prezintă obiectivul și îl spune, uite, ăsta este obiectivul. Unii dintre noi sunt predicatori care poate ar prezenta aceasta spre final. Domnul îl prezintă întâi în aceste prime 12 versete și dumneavoastră îmi dau seama că ați avut învățătură și predici și mesaje la timpul potrivit. Apoi, de la 13 la 16 versetele, doar atâta, Domnul Iisus Hristos prezintă rezultatul. Și acolo se vorbea despre sare, sarea reprezintă caracterul interior care influențează lumea și apoi se vorbea despre lumină care reprezintă mărturia exterioară care vorbește despre Dumnezeu, dar acesta este rezultatul. Obiectivul erau fericirile, rezultatul vedem sarea și lumina
Și apoi, în al treilea rând, eu am descoperit că următoarele 91 de versete, în 91 de versete, Domnul Iisus Hristos pune înaintea noastră cerințele. Vrei rezultat? Astea sunt cerințe. Vei îndeplini cerințele, vei ajunge la rezultat și vei putea ca să obții acel obiectiv, fericirea. Nu pur și simplu, așa cum unii oameni ar dori. Nu, 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 sunt în viața noastră, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și urmași ai Domnului Iisus Hristos, eu am descoperit în predica aceasta următoarea structură. Iar textul nostru de astăzi face parte din cele 91 de versete, versete în care Domnul mereu și mereu punea anumite cerințe în fața noastră, în fața ucenicilor lui, și aceste cerințe trebuiesc să fie înțelese de noi și mai mult decât a fi înțelese cerințele acestea, trebuie să fie îndeplinite și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Când este vorba despre îngrijorare, înainte de a intra în text, așa ca să facem diferența aceasta, pentru că și aici este o mare problemă dintre a te îngrijora și în a te îngriji. Îngrijorare înseamnă o stare de neliniște, o stare de agitație, frică, frământare și zbucium. Și despre aceasta Domnul Iisus Hristos vorbea în textul nostru de astăzi. Când este vorba de a te îngriji, asta înseamnă să păstrezi ceva în stare bună, să ai grijă de ceva ce deja ție Domnul ți-a dat în administrarea ta. Haideți ca în cele ce urmează, pornind de la gândul acesta, de la îngrijorare, având în mintea noastră tema aceasta, cum să biruim îngrijorarea, să descoperim în cele ce urmează câteva căi prin care fiecare creștin poate să biruiască îngrijorarea. Și când spun lucrul acesta, repet ceea ce spuneam, datorită faptului că toți avem problema aceasta. Eu cred că putem să spunem că este adevărat lucrul acesta. Toți avem problema aceasta. Și când mă uit în textul nostru, primul lucru pe care îl descoper, creștinul poate să biruiască îngrijorarea, înțelegând cât de valoros este el în ochii lui Dumnezeu. Și uitați-vă, Domnul Iisus Hristos vorbea despre mâncare și despre îmbrăcăminte, dar trebuie să înțelegem că aici sunt incluse absolut toate necesitățile noastre materiale, fizice. Sigur că da, pentru unii din generația noastră și mai ales pentru vremurile în care trăim, o bună parte din lumea asta, textul pare că este prea arhaic. Nu, cine se mai îngrijorează astăzi ce va mânca? Noi ne îngrijorăm ce să nu mâncăm. Sau nu e așa? Păi peste tot astăzi unde te duci și unde te întâlnești, numai despre asta discuți, ce să nu mănânc. Ce să nu mănânc? Asta e problema noastră, nu? Cum să spui astăzi că avem probleme cu ce să ne îmbrăcăm? Noi avem problemă cu care să ne îmbrăcăm? Păi nu e așa? Și nu aș vrea ca să reducem cuvântul Domnului, să nu-l reducem doar la aceste două elemente, pentru că am spus și repet, aceste două elemente reprezintă toată gama noastră de necesități fizice din viața pe care noi o trăim și o experimentăm. Și Domnul arăta și dădea ca exemplu pentru cei de atunci și pentru noi în zilele noastre de astăzi, căci El este Cel ce poartă de grijă. Amin? Se cânta. Am înțeles că erau bunicii, da? Cei care au cântat astăzi.
Se cânta și spunea, fiecare copil va avea o bucată de ce? De pâine. Amin? Și sunt mulți care se îngrijorează și spune, domnule, nu pot să mai am copii, pentru că știu eu ce o să-i dau de mâncare. Și Biblia evidențiază și scoate în evidență aspectul acesta. Domnul Dumnezeu poartă de grijă fiecărei ființe din lumea aceasta. Dragii mei, necesitățile de bază Domnul Dumnezeu le pune la dispoziția fiecărei dintre noi. Indiferent unde te vei duce, Dumnezeu este Cel care face lucrul acesta. Însă problema este că noi de cele mai multe ori încercăm, vrem ceva mai mult, vrem altceva și în felul acesta dăm voie anumitor îngrijorări și sunt situații în care oricum noi nu putem ca să facem nimic și Domnul spunea, de ce totuși încerci să te îngrijorezi? Nici măcar un cot nu pot să-ți schimbi înălțimea ta. Că cei care sunt înalți ar vrea să fie mai joși, mai scunzi și cei mai scunzi ar vrea să fie mai înalți, nu? Asta e realitatea. Dar noi ne îngrijorăm, mi-aduc aminte, era o situație când fiul nostru, adolescent fiind, era plecat într-o iarnă, în vacanță, să-și viziteze bunicii în zona de nord a Moldovei și venise un insoare, drumurile erau lunecoase, eu m-am trezit dimineața și m-a prins o stare de îngrijorare și când îți vine îngrijorare și cred că dumneavoastră o să vă puteți găsi în cuvintele acestea, când îți vin îngrijorări, îți vin tot felul de gânduri în minte, tot felul de gânduri în minte. El trebuia să vină cu un microbuz de rută din nord spre Chișinău. Și eu m-am trezit dimineața și eram așa de îngrijorat și deja vedeam microbuzul ăla că are cauciucuri nu chiar bune și din cauza cauciucurilor rele vedeam cum lunecă pe asfalt și am început să văd și microbuzul ăla cum se răstoarnă în șanț și m-a prins o stare de îngrijorare și cu starea aia de îngrijorare am coborât în holul casei și la un moment dat mă uit și văd geaca lui în cuier. N-am înțeles. Mă uit mai bine jos, văd și bocancii lui de iarnă. Am devenit și mai curios și am spus, stai puțin, ce se întâmplă? El trebuie să fie acum în drum. Mă duc și deschid ușa dormitorului și el doarme. Și l-am trezit și am spus, măi, dar tu trebuia să vii cu microbuzul de rută. Păi zice, am aflat că cineva de acolo din sat, un cunoscut, urma să vină cu mașina la Chișinău, avea și un loc. Și am venit cu el, el avea ceva treburi, a venit de dimineață tare și ca să nu vă mai deranjez, zice, eu mi-am descuiat ușa, am intrat în casă și m-am culcat. Și mie mi-a fost așa de rușine înaintea lui Dumnezeu. Și am spus, Doamne, ce slab am fost! În timp ce fiul meu dormea deja liniștit acasă, starea asta de neliniște pe care noi, dragii noștri, trebuie să o controlăm, iar controlul înseamnă să te încrezi în Dumnezeu, starea aia de neliniște mă făcea pe mine să mă gândesc, deja mașină, șanț, răsturnat, cu roți în sus și așa mai departe. Asta, acolo ne duc gândurile noastre. Și aș vrea în ziua aceasta, dragii mei, să înțelegem acest prim adevăr pe care Domnul Iisus Hristos îl prezintă în textul acesta. Noi suntem valoroși în ochii lui Dumnezeu. Amin? Noi avem valoare, asta a spus Domnul. Hei, singura ființă
din lumea asta care este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pentru care El l-a dat pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre, să ne răscumpere. Ești tu, este omul, ființa umană. Uită-te la păsările cerului, Dumnezeu le poartă de grijă. Și Dumnezeu, cu atât mai mult, Scriptura ne spune, El are capacitatea și nu doar că are capacitatea, El are și dorința, are și intenția ca să ne poarte de grijă. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Dragii mei, în al doilea rând eu mă uit aici, creștinul poate ca să biruiască îngrijorarea și Domnul atât de frumos punctează lucrul acesta și îl pune la mijlocul acestui text, la mijlocul acestei învățături, căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Asta este un lucru extraordinar de puternic și aș vrea ca noi să înțelegem, în primul rând, noi creștinii, Biserica Domnului Iisus Hristos, s-ar putea că aici falimentăm și de aici falimentul merge rostogolindu-se și făcându-se mare după fenomenul bulgărului de zăpadă. Împărăția lui Dumnezeu este domnia spirituală asupra inimii și a vieții celora care se supun de bună voie autorității lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu să o cauți, să te încrezi, să spui Domnului, Doamne, eu sunt copilul tău. Ce facem noi și care sunt prioritățile noastre? Da, noi spunem, de multe ori noi spunem, da, noi ne încredem în Domnul, dar când este vorba de a pune îngrijorările noastre, preocupările noastre, scopurile noastre și când este vorba de a sta față în față cu împărăția lui Dumnezeu, cu biserica, cu viața noastră spirituală, cu credința noastră, ce vei face? Și ce facem noi de cele mai multe ori? Nu ați vrea ca să vă vizitați biserica în serile de joi? Nu e așa că e greu? În biserica noastră am avut o contabilă care lucra la compania cea mai mare care furnizează electricitate. Și într-o bună zi a plecat la directorul, era o companie spaniolă care privatizaseră de mulți ani rețelele de electricitate. Și sora aceasta, a fost o femeie din lume, a venit, s-a pocăit, s-a întors la Domnul, ea, soțul ei, fiica, da, și după ce au înțeles pe Domnul, au început să se implice în viața bisericii și într-o zi ea a plecat la directorul general și a scris cerere de eliberare de la serviciu. Și directorul a fost curios, poate ceva nu-i convine, nu-i convine salariul, nu-i convine condițiile de lucru. Și ei i-a spus, totul îmi place, nu-mi place orarul de lucru, pentru că orarul dumneavoastră nu-mi permite să merg marțea la repetiția de cor și nu-mi permite să merg joia la adunarea săptămânală a bisericii. Eu sunt un copil al Domnului și pentru mine aceasta este prioritate. Știți ce a făcut acel director? I-a zis, de astăzi înainte, te ridic la poziția de contabil șef și dumneata îți vei face orarul de lucru așa încât să poți să mergi ori de câte ori ai nevoie la biserică să te închini lui Dumnezeu. Femeia aceasta, dragii mei, n-a fost ca cei mai mulți dintre noi care singuri ne facem orarul. Nu știu câți dintre voi trebuie să mergeți la cineva să scrieți cerere și să vă spună, hei, boss, am nevoie să ajung joia la biserică. Nu! Am nevoie să ajung, nu știu, la ce slujire. Nu! Nu, nu, nu! Dar femeia aceea
Ea a putut și a mers și a spus, eu nu pot, o să mă duc, domnule, o să lucrez, o să am mai puțin. Eu trebuie ca să merg și să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Spunea cineva odată, în legătură cu goana noastră, și toți avem goana aceasta, care ar fi semnul că cineva nu este lacom de bani? Biblia vorbește despre lăcomie. Pentru că asta este problema noastră, deci necesitățile de bază sunt asigurate și am spus cu atât mai mult, deci noi nu mai știm ce să mai facem cu hainele, noi nu mai avem, știți, când oamenii cândva aveau un cui pentru haină, de acolo s-a pornit. Eu l-am prins acel cui la bunicul meu, în casa mare, acolo sus pe ogrindă, era bătut un cui și în cuiul acela se afla un costum și atât. Cine mai prins dintre bătrâni asta? Da, mulțumesc. Am un prieten din Moldova, 60 și ceva de ani are, locuiește acum în Tacoma și îmi povestea anul trecut, zice, tatăl meu, deci asta n-a fost 2000 de ani în urmă, tatăl lui 60 și ceva de ani în urmă, pe când prietenul meu era un copil, el îmi povestea, zice, tata nu a avut niciun costum. La noi, zice, pe stradă, era un om singur care avea un costum și dacă era nuntă undeva și tata era chemat la nuntă, mergeam la vecin și îi spunea, măi, Ioane, împrumută-mi pentru câteva ore costumul. Și ăla îi dădea costumul. Asta a fost 60 de ani în urmă, asta a fost 70 de ani în urmă, asta era pe vremea Domnului Iisus Hristos, mai grav încă. Asta era pe vremea lui Naman Sirianul, că nu degeaba Naman Sirianul lângă sutele de kilograme de aur și argint cu care a venit la proroc, a venit cu 10 ce? Haine de schimb. La noi este invers. Am trecut de la cui la șifoniere, de la șifoniere am trecut la clazet. Și eu am văzut clazet de 3 ori mai mare decât dormitorul. Și asta este realitatea. Și lucrurile acestea toate pe noi ne frământă și noi pentru toate acestea, păi spuneți-mi, păi toate acestea, nu vă supărați, dragii mei, ele n-ajung așa din mol la noi în clazet. Ele trebuie hrănite, ele trebuie lucrate, trebuie să sapi, trebuie să muncești ca să tot umpli clazetul și tot trebuie să-l umpli, că problema nu-i cu ce să ne îmbrăcăm, problema este cu care să ne îmbrăcăm și așa mai departe și așa mai departe. Și Domnul spunea, dacă veți căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu, lucrurile ar sta cu totul altfel. Cum poți să știi dacă nu ești lacom? Cineva dădea 3 răspunsuri. În primul rând, să nu lucrezi în momentul când trebuie să fii la casa Domnului. Dacă poți să spui, Domnule, mi-ajunge, lucrez 6 zile pe săptămână, duminica nu mă duc la lucru. Domnule, lucrez 8 ore pe zi, dar uite, joia, seara, nu mai lucrez, mă duc la biserică, marțea mă duc la rugăciune, știu ce mai este acolo. Dacă poți să spui lucrul acesta, dragul meu, tu ești cel care calci pe îngrijorare, pentru că altfel nu poți să te oprești. Eu cunosc o biserică și ce spun astăzi aici, cred că poate fi confirmat de cineva pe care îl văd aici în sală. Este o biserică din Moldova, acolo unde s-a căsătorit fiul nostru, o biserică de la țară și cei mai mulți de acolo se ocupă cu agricultura,
Și cu producerea spuneți voi pepenilor verzi, dar noi spunem arbuz. Asta este o producție care nu poți azi și dacă nu o vând, acum o vând peste 2 săptămâni. Nu, nu. Asta este o producție care durează o lună de zile. Domnule, l-ai luat, l-ai rupt de pe câmp și trebuie să-l vinzi. Și în Moldova, vânzările cele mai mari de legume, de fructe și așa mai departe, mai ales în perioada sezonului, peste tot, cele mai mari vânzări se fac duminica. Asta este cultura oamenilor. Oamenii duminica pleacă la pescuit, pleacă la vânat, pleacă la să se odihnească, se duc la piață, se duc într-o parte, se duc în alta. Iar frații de acolo, eu îi cunosc deja de 11 ani, nimeni nu merge nici în perioada cea mai fierbinte, când trebuie să-și vândă producția, duminica nimeni nu merge să vândă. Erau ani când veneau camioane tocmai din Belorusia ca să încarce și spunea, nu te duci la Reșa duminica, o să dormi în cabină toată duminica, nu-ți încarcă nimeni arbuze. Pentru că frații au spus, noi duminica mergem la casa Domnului. Și la ei miercurea, biserica este plină, pentru că ei miercurea, la ora 3 după masă, dacă trebuie, își pun sapa în spate și vin acasă și fac un duș și miercurea seară merg la biserică. Pentru că asta înseamnă Scriptură și Biblia spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, căutați neprihănirea, dar împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, este un fenomen, este un aspect din viața noastră, ea se dezvoltă numai în părtășie, numai în adunare, numai în biserică, numai în ascultarea cuvântului, numai în citirea Scripturii, numai în felul acesta noi putem să căutăm mai bine și să ne dezvoltăm în împărăția lui Dumnezeu și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Nu luați aceasta ca de la mine, hai să o luăm din cuvântul Domnului, pentru că asta a spus Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, căutați și hai să ne gândim care sunt prioritățile pentru noi, care sunt prioritățile în viața noastră. Da? Citim și tot la binecuvântări de copii, citim ce și spunea Solomon în cartea psalmilor, da, celor neprihăniți Dumnezeu le dă pâine cum, ca? Da, bineînțeles, nu în somn. Dar asta înseamnă că cel ce binecuvintează este Domnul. Și mă rog, frații mei, ascultați-L pe Domnul și încercați să-L puneți la încercare și în felul acesta. Și vă spun din partea lui Dumnezeu, nu veți sărăci. Am deschis o biserică într-un sat. În anii 1997, în Republica Moldova, și-au venit oamenii și s-au pocăit acolo, și așa cum se mai întâmplă, a fost o familie care, la un moment dat, tot au rărit-o cu adunarea, și apoi tot mai rar, și apoi tot mai rar, până când au căzut de la credință. Am mers, am discutat, i-am mai vizitat, ne-am rugat, și pe perioada de câțiva ani de zile ei și-au văzut așa de viața lor, așa cum au găsit ei de cuviință, că doar așa noi spunem, domnule, eu îmi fac viața. Ce vine păstorul să-mi spună? Eu știu să-mi aranjez viața și sigur că da. Și-a trecut câțiva ani de zile și vin ei odată la adunare și-au început să plângă și s-au pocăit și-au spus, fraților, dați-ne voie din nou ca să ne apropiem de Domnul. Și am spus, dar ce s-a întâmplat? Și el a ieșit în fața bisericii și a spus, nu știu, fraților, zice, când eram cu voi la adunare, veneam duminica dimineața la adunare, veneam duminica seara la adunare, veneam marța seara la rugăciune, veneam, zice, joia seară la adunare și reușeam și lucru să mi-l fac, reușeam și câmpurile să le prășesc, reușeam să strâng și recolta. Și dar după ce
depărtat de Dumnezeu. Zice, am lucrat și duminica, și am lucrat și marța seară, și am lucrat și joia seară, și am lucrat non-stop. Și am văzut că nu rămâne nimic, dragii mei. Cel ce dă binecuvântarea este Dumnezeu. Vă rog să înțelegem lucrul acesta. Vă rog să înțelegem lucrul acesta. Vă rog să ne stabilim principiul acesta în viața noastră. Și dacă noi ne vom stabili principiul acesta, domnule, este seară de adunare. Eu trebuie să las totul, că Dumnezeu este Cel ce te binecuvintează. Nu e așa că de multe ori faci un lucru de două ori? Când faci un lucru de două ori, gândește-te, oare de ce? Pentru că mulți mi-au spus așa, domnule, ca să mă binecuvinteze Domnul, eu trebuie să văd că îmi crește numai decât incamul. Și eu le-am spus, nu e numai asta. Ca să te binecuvinteze Domnul, nu numai că ar trebui numai decât să ai mai mult decât ai, în primul rând trebuie să-ți fie de ajuns ceea ce ai. Și asta este. Că uneori poți să te duci undeva într-un loc, trebuie să rezolvi o treabă în business-ul tău și te duci acolo și ai găsit și era la timp și totul și s-a rezolvat. Și altă dată te duci acolo și nu este. Nu-i închis, nu are, nu știu ce. Și de pierdut timpul l-ai pierdut, de cheltuit gazul l-ai cheltuit și așa mai departe. Și noi nu ne dăm seama, cum apar crăpături în găleata noastră. Știți cum erau și sunt gălețele la noi la fântâni, de tot ce se izbesc de pietrele fântânii când tot coboară și când tot urcă, ajung și vă aduceți aminte cei care veniți de acolo și ați folosit gălețele și cu timpul găleata aia tot are crăpături și îi dai drumul și ea se umplă plină și așa de frumos arată și mă uitam la găleata acolo în fântână și ea așa de frumos arată plină și până o ridici tu sus, dar crăpăturile se duc și asta se întâmplă la noi și nu vrem să ne dăm seama. Nu vrem să ne dăm seama că noi o umplem, dar ea până se ridică și până vrei ca tu să bei din ea, acolo rămâne puțin. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi neprihănirea Lui. Puneți-L pe Domnul și spuneți, asta este viața mea, să știe oricine, să știe contractorul tău, să știe cel căruia poate oficiezi ceva, poate prin asta să-i spui, eu joia voi pleca la 3 de aici, în celelalte zile mă voi duce poate la 5, dar eu joia voi pleca la 3 de la tine, de la geabul acesta, pentru că joia, biserica în care eu sunt, are slujbă de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și omul acela poate să vă gândi, aha, băi, dar eu nu fac asta. Și asta va fi un mod de a-L evangeliza, și asta va fi un mod de a-I vorbi despre Domnul, și asta va fi un mod de a înălța împărăția lui Dumnezeu în ochii oamenilor. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. În al treilea rând, creștinul poate birui îngrijorarea, spunea Domnul Iisus Hristos, trăind o singură zi, doar o dată. Că noi trăim o zi în 5 zile câteodată. În 5 săptămâni, depinde când urmează să aibă poate un eveniment. Și noi tot atâta ne îngrijorăm și noi ne tot îngrijorăm. Și Domnul spunea, nu vă îngrijorați de ziua de care? Mâine. Nu ziua de mâine, nu de ziua aceea de mâine. Trăiește ziua de astăzi în liniște înaintea Domnului. Încrede-te în Domnul, pentru că ziua de mâine, îi vei spune mâine Domnului, Doamne, și astăzi am ajuns. Și astăzi, și Tu ești Cel care mă vei binecuvânta, și eu mă încred în Tine, și eu mă bazez pe promisiunile Tale. Și noi, dragii noștri, de atâtea ori în viața noastră, am văzut atâtea minuni și modul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat, am văzut atâtea experiențe. Vorbeam odată cu un frate, cu un coleg de slujbă și spune, de atâtea ori Dumnezeu mi-a răspuns. Și totuși, de multe ori cad la examenul acesta. De atâtea ori.
Dumnezeu mi-a răspuns, Dumnezeu a intervenit. Și apoi când urma din nou ca eu să trec peste examenul acesta și să spun Domnului, Doamne, asta Tu o poți face. Dacă sunt domenii pe care noi nu le putem, eu vă spun că eu nu sunt supraom și eu trec prin asta. În primul rând, eu mie îmi predic lucrul acesta. Doamne, ajută-mă! Este mai ușor acum pentru dumneavoastră. Dar vă spun sincer lucrul acesta. Și ca să mă credeți că vă spun sincer, credeți că eu uneori mă uit deja, nu la fiul meu, dar eu acum mă uit la nepoții mei și mă trezesc câteodată cu niște gânduri. Wow, dar oare ce se va întâmpla? Dar oare cum va fi viața pe timpul lor? Dar oare aia? Și mă duc cu gândul departe și apoi spun, hei, stop, Robică, stop, nu-i treaba ta. Nu-i treaba ta. Tu s-ar putea că nu vei ajunge să-ți vezi nepoții tăi unde vor lucra, cu cine se vor însura și ce viață vor avea și așa mai departe, însă cel care îi va vedea este Dumnezeu. Oprește-te, Romică! Oprește-te din gândurile acestea și în loc să te gândești la aceasta, concentrează la ceea ce este azi. Stai cu nepoții tăi, stai cu copiii tăi, stai cu familia ta, laudă-L pe Domnul, învață o cântare, mergi la rugăciune, mergi la stăruință, la asta concentrează-te, că celelalte Dumnezeu le va purta de grijă și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Haideți, dragii mei, să ținem minte aceste trei sfaturi date de Domnul Iisus Hristos. Suntem de preț în ochii Domnului, dar pentru asta trebuie să căutăm neprihănirea Lui și împărăția Lui și să trăim o zi, o singură dată, azi cu Domnul. Restul Dumnezeu le vede, le cunoaște. Numele Domnului să fie binecuvântat, iar noi să putem să ne încredem în El. Amin.